Viața cuviosului Efrem Sirul Minunatul Efrem a răsărit din pământul sirienilor și fapta bună din pruncia alegând-o se păzea pe sine de apururea și se sârguia a fugi de vorbirile cele vătămătoare ale celor de o vârstă cu el. Și citea încetat, mai ales sfintele cărți ale scripturilor, iar sârguința, îndeletnicirea și cugetarea într-o acestea erau lui Efrem mai plăcute decât toată dulceața. Încât și el împreună cu prorocul zicea, cât sunt de dulci, gâtlejului meu cuvintele tale, mai mult decât mierea. De atunci a avut o varășă și prietenă fapta bună și sârguința în el, căci care faptă nu s-a săvârșit cu dinadinsul de dânsul, nu postul, nu privegherea, nu culcarea pe jos, nu blândețea, nu necâștigarea, nu peste atâta bogăție de bunătăți și smerită cugetare, încă și de darul cel descălesc a fost împărtășit. Apoi și până acum, prin cuvintele sale, vorbește cu noi, îndemnându-ne, mângâindu-ne și spătuindu-ne, din care putem adogmatisi nu numai cuvântul credinței cel drept, ci ne și deșteptăm spre câștigarea faptei bune. Iar de nădejdea cea către Dumnezeu și de dragostea cea către aproapele, atâta grijă a avut Efrem, încât el însuși când a vrut să se ducă din viață zicea astfel. Nici de cum în toată viața mea n-am ocărât pe Domnul și cuvânt nebun din buzele mele n-a ieșit. În toată viața mea n-am blestemat pe nimeni și nici de cum nu m-am sfădit cu vreunul din cei drept credincioși. Avea încă și lacrimile încetat în ochii lui încât, mai cu înlesnire puteau izvoarele cele de apururi acurgătoare să-și înceteze curgerea decât sfântul Efrem, lacrimile. Și împreună cu lacrimile ieșeau și suspinurile, arătând focul cel din lăuntru aprins al lumințe pe care mai luminat îl va pricepe cineva citind scrierile aceluia căci îl va afla pe el filozofând pretutindeni despre judecată și a doua venire a lui Hristos, în fricoșatul divan avându-l înaintea ochilor și ziua aceea în minte întipărind-o, apoi pe sine o sândit socotindu-se și foarte cu jale tânguindu-se. În astfel de cugetări ale minții, îndelednicindu-se Efrem de-a pururea se îndepărta, după cuvântul psalmistului, fugind de gâlceava cea lumească, și în pustie sălășluindu-se. Apoi, din loc în loc, se muta pentru a sufletelor zidire și folos, fiindcă era mișcat de Duhul Dumnezeesc. Odată și-a lăsat patria și el, fiindu-i poruncit ca Dumnezeescului Avraam, și a ajuns la cetatea Edesa, pe de o parte pentru închinare la sfintele moaște, care erau întrânsa, iar pe de alta pentru întâlnirea cu un oarecare bărbat, dintre cei cuvântători ca să ia rod de cunoștință de acolo. Acest lucru îl cerea și de la Dumnezeu zicând, Doamne Iisuse Hristoase, stăpâne al tuturor, învrednicește-mă ca intrând în cetatea Edesa să mă întâlnesc cu acest fel de bărbat care va fi puternic am grei spre folosul și zidirea sufletului. Astfel rugându-se când a ajuns la porțile cetății, era adunat la minte și luător de seamă și îngrijat, cum adică se va apropia de acel bătrân ce va întreba de la dânsul și ce folos va dobândi? Deci călătorind astfel într-o adunare a minții, o femeie îndată îl întâmpină și aceasta era desfrânată. Negreșit al lui Dumnezeu lucru era acesta, căci pentru cele bune de multe ori le rânduiește tainic pe cele potrivnice. Deci Sfințitul Efrem astfel întâlnind pe desfrânata stătea uimit oarecum căutând către dânsa mâhnindu-se și pătimind într-o sine cu sufletul că nu i s-a împlinit cererea după rugăciune, ci cu totul potrivnic. Iar ea văzându-l iarăși privea la dânsul cu ochii necuvioși și fiindcă astfel multă vreme se privea unul pe altul vrând el să o rușineze și într -o sfiala ce se cuvine femeilor a o aduce, i-a zis Pentru ce nu te rușinezi o femeie? Să privești la mine cu ochii ațintiți? Și aceea zise, dar mie așa mi se cade a privi la tine, că din tine și din a ta coastă sunt luată. Iar ție ți se cade a te uita nu către noi, ci în pământ din care ai și fost luat. Acestea, auzindu-le Efrem, a mulțumit și femeii pentru folosul ce a avut din vorbele ei și lui Dumnezeu cu fierbințeală înălța mulțumire care chiar din cele fără de nădejde, de multe ori poate face lucruri mai presus de nădejde. Deci, după ce au trecut zile destule și Dumnezeiescul Efrem era în cetatea Edesei, o desfrânată oarecare locuind aproape de dânsul s-a făcut organ de răutate al vicleanului și printrânsa trânsa ca prin șarpele cel de întâi năvălea asupra dreptului. Deci, de vreme ce s-a întâmplat că Dumnezeiescul Efrem fierbea niște bucate, acea femeie deschizând fereastra care era în perete, se plecă cu nerușinare, apoi cu o brăsnicie căutând la cuviosul, îi zise Binecuvintează, părinte! Iar el cu blândețe și cu graiul cel cuvincios lui îi zice Domnul să te binecuvinteze! Și aceasta iarăși cu râs necuvios a zis Dar ce lipsește bucatelor tale? Iar acela a zis Trei pietre și puțin noroi ca fereastra aceasta să se astupe. Aceea cu obrăznici a zis, pentru că te-am cinstit, aceasta a făcut întru tine mândrie. Eu voiesc a dormi împreună cu tine, iar tu de prima dată mă desnădăjduiești. Însă precum aceea avea graiuri satanicești, astfel și el cu mult mai vârtos n-a fost lipsit de cuvinte duhovnicești, că ce a zis? Devoiești împreună cu mine a dormi, Trebuie să o faci unde îți voi zice eu. Iar aceea, dacă a auzit cuvântul, a și întrebat de locul unde voiește a dormi. Nu într-alt loc, a zis el, decât chiar în mijlocul cetății voi dormi cu tine. Iar ea a zis, dar nu ai sfială și rușine de bărbații ce ne vor vedea dormind în mijlocul cetății? căci femeia aceea ce dorea să vâneze sufletul cel nepătimaș nu putea cunoaște nici ceea ce zice Solomon, că ochii Domnului Celui Preanal de milioane de ori mai luminați sunt decât soarele, căci caută peste toate căile oamenilor. Atunci Sfântul a răspuns îndată, dacă ochii oamenilor i-ai judecat că sunt puternici a rușina sufletul și a-l de la fapta cearea, dar oare de ochii lui Dumnezeu, care văd toate câte se lucrează în ascuns și într-o arătare, nu ne vom teme și nu ne vom spăimânta cu mult mai vârtos și oare nu ne vom depărta de lucrul cel rău, care ridică asupra noastră de-a de conștiința ca și părâși împreună locuitor și ne aduce munci veșnice? Acestea destule au fost nu numai ca să înduplece pe desprânata a se depărta de vicleana poftă către dânsul, ci și ca să se căiască de cele din tâi fapte rele ale ei. Căci îndată apropiindu-se și căzând la pământ, cerea iertăciune de dobitoceasca și neînfrânata ei pornire. Apoi, făcând adevărată pocăință, a luat povățuitor și dascăl pe Sfântul Efrem în calea cea către mântuire. Iar el, fiind gata a sluji unei cereri ca aceasta, o sfătui cele cuvincioase spre a nu merge iarăși, după cum zice Dumnezeiescul Ieremia, în urma gândurilor inimii ei celei rele. Apoi s-a îngrijit a o aduce într-o mănăstire femeiască spre a face fapte bune. Și în scurt, pe aceea care a voit a-l împiedica din calea cea dreaptă, el mai vârtos întorcând-o de la calea cea rea, a avut ca rod al dreptății, întoarcerea ei spre calea mântuirii. Astfel, Dumnezeiescul Efrem, întâlnindu-se cu două femei desfrânate, pe una a folosit-o, iar de la cealaltă însuși a primit folos, sau mai adevărat să zic, de la amândouă, fiindcă ajutorul Dumnezeiesc a folosit tuturor. De acolo, fiind povățuit către cezarea Capadociei, de darul care îl purta de sus a văzut pe marele Vasile glasul bisericii și zvorul dogmelor, pe care Efrem văzându-l cu multe cuvinte a început al lăuda. Căci cu ochiul cel ascuțit văzător al sufletului a văzut o porumbiță cu capul asemenea cu razele soarelui șezând pe umărul cel drept al acestuia, fiind strălucită și vorbind la ureche lui Vasile și pe acela iarăși povestind poporului cele de dânsa poruncite. Apoi învățându-ne în taină prin acea cinstită porumbiță cele pentru Efrem, l-a cunoscut cine este și pentru ce a venit. De aceea s-au și împărtășit unul cu altul de vorbire și s-au îndulcit de bunătățile care erau întru dânsii. Dar să ne întoarcem iarăși către Dumnezeiescul Efrem și doar pe ale acestuia să le povestim căci nici un gând care să nu-i folosească în lucrarea faptei bune nu avea și cum că în destulătorii s-a dat de la Dumnezeu talentul dăscăliei, pe care spântul cu covârșire l-a împărtășit în adâncul sufletelor de apururea. Și aceasta chiar el o însemnează, zicând că încă fiind tânăr ar fi văzut ca o viță îngreuiată de mult struguri, din limba lui crescută la mare înălțime ridicată și pe spatele a tot pământul întinsă. Și toată pasărea se odihnea întrânsă, zbura împrejur și din struguri mânca, iar vița cu cât strugurii se culegeau și pe păsări cu destulare le spăta cu atât mai mult cu rodul se înmulțea. Și aceasta însuși o zicea despre sine. Încă și alții din cei ce s-au învrednicit a vedea unele ca acestea au mărturisesc despre Efrem. Odată a spus unul dintre ei că a văzut o mulțime de îngeri pogorându-se de sus și având în mâini o carte scrisă și înăuntru și afară. Și făceau cercetare cine oare ar fi putut lua cartea, și unii din îi puneau înainte pe Efrem, iar alții pe altul dintre aceia câți cu adevărat să vârșiau viața cu cernică și înțeleaptă în acea vreme. Iar la urmă toți s-au învoit și lui Efrem i s-a încredințat cartea. Deci deșteptându-se, cel ce a avut vedenia a ajuns la biserică și a aflat întrânsa pe Efrem cu învățături prea bune și decât mierea mai dulci, ospătând pe cei ce erau de față. Deci acela a potrivit aceasta cu visul și după a mulțumit lui Dumnezeu. Iar dintr-acea vreme atât de covârșitoare au fost lui Efrem curgerile cuvântului și necurmarea gândurilor, încât nici limba nu putea sluji din destul grăbniciei noimelor, încât chiar el a zis odată către Dumnezeu, Stăvilește, o stăpâne, valurile darului tău! căci făcându-i se lui adâncul de scăliei ca un oian, nu-l lăsa nu învăța. Iar cuvintele cu nimic altceva nu le întrerupea decât numai cu rugăciunea și pe aceasta cu lacrimile. Nopțile apucându-l priveghind, lumina iarăși îl găsea treaz, fiindcă se temea de stăpânitorul întunericului ca nu cumva să-l prindă pe el împiedicat cu somnul. Și de aceea privegea pentru năvălirea lui, căci era destul cât de puțin somn, gustându-l nu spre sațu, ci numai de nevoie ca să-i ție trupul, care la multe sudor și osteneli se întindea. Că multe nevoințe făceau să fugă din ochii lui somnul, dar mai ales culcarea pe jos, aspra petrecere și topirea de tot felul a trupului și necăjirea care îi erau lui iubite. Apoi a adunat atâta bogăție încât martor pentru dânsul chiar gura sa o iau și graiurile lui cele mai de pe urmă, decât care nimic nu este mai vrednic de credință sau mai adevărat. Acestea sunt în acest chip. Efrem n-a avut niciodată pungă, nici toiag, nici traistă, nici argint, nici aur. Nici vreo avere pe pământ n-am câștigat, zice el, fiindcă am ascultat pe bunul împărat care în Evanghelii poruncește ucenicilor săi, nimic pe pământ să nu câștigați. De aceea nu am avut cu patimă nici un lucru de acest fel. Astfel a supus toate dascălului și râfnitor cu adevărat și următor al ucenicilor lui celor din tâi s-a arătat, iar în smerita cugetare zdrobirea inimii și smerenie, cine era atât de mare, fierbinte și tare? Căci cenușa ca pâine o mânca și băutura, cu plângere o amesteca și de laude se ferea foarte mult. Și cei ce lăudau nu numai că nu-i primea, ci și arătat se îngreuia asupra lor, precum altul este asupra celor care le-au în râs și de faimă. Și se rușina și privea la pământ, culoarea feții o schimba uneori. Și cu sudori a suda și cu totul fără de glas petrecea ca și cum rușinea i-ar fi oprit glasul. Acesta încă era deosebirea smerite lui cugetări că atunci când era să moară, unele ca acestea cu groaznică certare poruncea. Să nu cântați la moarte pe Efrem, să nu-i faceți cuvânt de laudă, să nu-l îngropați cu haine de mare preț, să nu puneți deoseb trupului meu mormânt, căci am făgăduit lui Dumnezeu a mă să împreună cu cei străini, căci străini sunt eu și nemernic ca toți părinții mei. Iar despre iubirea de oameni, despre hrănirea săracilor și despre milostivirea către cei săraci, atâta grijă avea și atât dorea folosirea celor a el care de la sine nu avea ce să le dea, Încât cu înțelepciunea limbii și priceperea deschizând inima și mâna multora din bogați, precum și vistierile, dădea prin trâns și cu destulare celor ce aveau trebuință. Căci nu era numai cuvântul lui astfel ca să moaie sufletele și să le pornească spre milă, ci și însăși vederea și blândețea lui mișcau sufletele altora spre umilință, și acestea astfel le-au spus că măsură pentru toată fapta bună ce strălucea în trânsul. Iar ale râfnei celei după Dumnezeu și ale sudorilor pentru dreapta credință altele sunt faptele. Iar ceea ce acum cuvântul pune înainte se cade să spun că ce este înveselitoare. Apolinar e cel ce a grăit și a cugetat multă nedreptate și l a învățat toate ale face și ale le zice spre răsturnarea de credincioaselor dogme, născocind multe din voia sa pentru adevărata credință ca cei ce scornesc din pântece și cei ce strigă din pământ, precum bine socotește pentru aceștia marele Isaia și alcătuindu-le pe acestea în două cărți le-a încredințat unei femei oarecare, care se spunea că îi slujea voia aceluia și smiertărilor lui. Deci înștiințându-se Efrem de aceasta și socotind că el ar putea, prin bun meșteșug, să împiedice răspândirea păgânătății lui, cu înțelepciunea sa a găsit un lucru ca acesta. S-a apropiat către păzitoarea cărților sub chipul unuia din cei ce cugetau asemenea lui Apolinarie, pe de o parte ca și cum i-ar aduce binecuvântare din pustie, și pe de alta, împrietenindu-se cu acea femeie și făcându-se obișnuit ei, când lipsea Apolinarie. Și de vreme ce femeia se încredințase acum cu totul, cum că Efrem este ucenica lui Apolinarie, și din ceata păgânătății lui, el s-a rugat ei ca să-i dea scrierile dascălului, ca să pot, zicea el, să mă lupt cu ereticii, așa numindu-ne pe noi cei drept credincioși. Iar ea, amăgindu-se prin acest înțelept meșteșug, i-a dat în mână cărțile, rugându-l a le înapoia grabnic. Deci marele Iacov acesta, spântul Efrem, prin aceasta pe sprucatul Isava măgindu și pe întâile naștere ale acestuia luându-le în mână, cu vitejia a atacat pe pierzătorul. Și iată plănuirea înțeleptului cum a atât de mare nebunie și nesimțirea sufletului obiruiește, căci greu era lui a se apropia de cuvintele și ereziile lui Apolinarie și limba a slobozia asupra lor, care să poată să le deslege și să le răstoarne pe toate și avea trebuință de multă vreme și de o steneală. Și fiindcă atunci vremea nu îi îngăduia aceasta, că femeia îl cicălea foarte cerându-i cărțile, s-a pornit către altă maestrie care era și grapnică și cu mult folos. Că deschizând cărțile și pe fiecare din file despărțindu-le și cu clei de pește ungându-le pe toate și una cu alta împreună lipindu-le, și ținându-le mult timp cu mâna și strângându-le, încât toate una să le facă cu lipirea uneia de alta, așa că nici una de alta să nu poată să se deslipească sau să se rupă, le-a dat înapoi femeii. Iar ea luându-le și necercetându-le, nici deschizându-le și văzând că erau bine pe din afară, s-a mulțumit cu aceasta, deci a ținut câtva timp cărțile la dânsa. Apoi drept l-au chemat pe Apolinarie ca să vorbească cu viteazul apărător al cuvântului, cu Dumnezeiescul Efrem la sfatul acestuia că cel știa ce lucrase asupra necuvioaselor și pângăritelor cărți ale aceluia. Însă Apolinarie s-a lepădat de vorbă, fiind obosit și de bătrânețe și de răutățile cele multe, și îndată a căutat către ale sale cărți și pe acestea a poruncit să-i le aducă, că acestea, zicea el, și cuvântul gurii îmi vor sluji. Pentru aceasta, luând una din cărți, încerca o deschide cu multă mândrie la începutul scrierii. Iar după ce nu ascultă aceea nici de cum, nici din file niciuna nu se deslipea, ci mai mult se ținea pe sine ca un trup fiind făcut a trecut la cele mai dinăuntru ale acelea. Iar de vreme ce nici aici nu și-a dobândit această carte lăsând-o a luat-o pe cealaltă, iar dacă și aceasta se afla asemenea și era cu totul lipită, a căzut în multă nedumerire și umplându-i se sufletul de întunecare și de mâhnire, a plecat din sobor, neputincios fiind, a se mai ținea acolo. Iar mai pe urmă rău a pierit, câștigând moartea ca rod al ostenelilor și al cărților sale. Astfel era Efrem cu râvnă pentru Hristos, și așa în sufletul lui se sădise toată fapta cea bună încât ar fi fost cu cuvința al numi cineva un izvor ce curge cu multe feluri de ape sau livadă, împodobită cu multe feluri de flori și de trandafiri sau alt cer pe pământ sau rai care înflorea ca și edenul și strălucea de apurea și niciodată nu se veștejea. Iar de șarpele cel veșnic levetitor al mântuirii noastre cu totul era neatins și necălcat. Însă acum către sfârșit se apropie și povestirea cea despre Efrem. Pentru aceea este nevoie a povesti și ceva din cele despre sfârșitul aceluia și mai ales aceea care spune despre îndestularea darului celui unit cu dânsul. Căci atunci când avea să se ducă cu cea de pe urmă ducere, a poruncit celor ce erau de față ca să nu îl îngroape cu haină de mult preț și a zis, iar dacă cineva iubitor de părinte fiind ne-a gătit nouă vreo haină ca aceasta dinainte să o dea pe aceasta celor ce au trebuință. Unele ca acestea poruncind către cei ce stăteau prejur, un care dintre dânsii și acesta era din cei mai străluciți și mai fierbinți, gătind o haină de mult preț și scumpă, socotea a înfășurat trupul sfântului, după moarte. Și auzind acesta porunca Sfântului, bolea foarte că ci s-a stricat voia și o sârdia și pentru aceasta se îndoia a da săracilor haina, judecând că mai bine este a le da aur acelora de prețul ei, neștiind că mult mai vârtos așa s-ar fi socotit că lui Efrem îi dă, dacă ar fi dat săracilor decât să urmeze voi și judecății sale. Dar ceea ce nu știa a cunoscut pătimind, căci a căzut îndată sub munca neascultării, rănit fiind de diavol viclean și primind chin -chi chiar și numai pentru gând, nu și pentru faptă. De aceea, lângă patul sfântului a fost trântit și acolo, în mijlocul tuturor celor ce îl priveau, sucindu-și mâinile și întorcându-și ochii și curgându-i spume din gură, făcea și alte lucruri ce sunt ale îndrăcirii. Deci, prin socoteala dumnezeiește economia, a fost pedepsit căci a defăimat părintească poruncă. Deci, cel ce mai înainte vedea cele ascunse și grăia cu Duhul cel dumnezeesc, a înțeles că boala era rodul păcatului și a zis, ce nu se lucrează după cuvință de tine, o, omule, că pe tine într-o atât de mare primejdie te-a împins. Și acela ce suferea îndrăcirea mărturisi fără de legea, descoperi ascultarea și, și a vădine putința gândurilor. Atunci Dumnezeiescul Efrem, făcându-i se milă și primind mărturisirea doar cu rugăciunea și cu punerea mâinilor la izbăvi de diavol, poruncindu-i a împlini făgăduința după poruncă. Deci, într-acest chip, Sfințitul Efrem, la sfârșitul vieții, cu atât de mare minune, dojenind pe cei ce erau de față și sfătuindu-i din destul la lucrarea faptei bune către locașurile cele de acolo trece și către strălucirea care pe unii ca aceștia îi așteaptă întru Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cade slavă, cinste și stăpânire împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.